Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, s-a prezentat proiectul român-american Bronze Age Transylvanian Survey, organizat de Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și Universitatea din Michigan. Astfel s-a pus accentul pe importanța acestui proiect, dar și pe descoperirile găsite în acest spațiu specifice epocii bronzului. Pentru început, reprezentantul Universității din Michigan a precizat că proiectul român-american pe epoca bronzului a deschis seria de cercetări în România. This is the one of the first projects that's been conducted by American institutions in Romania on archaeology for archaeology. The University of Michigan has been at the forefront of that research and we feel very strongly that the archaeological potential and the potential for collaboration both now and in the future is vast. Domnul Quinn a subliniat încă o dată faptul că instituția sau Universitatea din Michigan, Muzeul de Antropologie de pe lângă Universitatea din Michigan, sunt într-adevăr premieră în România. Au fost instituțiile care au deschis cercetarea arheologică americană în România, că la ora actuală au identificat un potențial vast de cercetare aici și sunt sigur că și în viitor acest potențial va fi cercetat și valorificat la maximum. Au fost dezvăluite printre altele și principalele obiective ale proiectului. Our project, to give a kind of broad introduction, we are interested in understanding the initial origins of social complexity and kind of how social inequalities emerge. And this area in Alba is actually one of the best places to study that set of questions. Deci, proiectul își propune, unul dintre obiectivele principale, să studieze fenomenul de evoluție al inegalităților sociale în epoca bronzului, la nivelul geografic, zona Alba Iuliei, aflată aici pe Mureșul Mijlociu, constituie o zonă extrem de interesantă și cu un potențial extrem de consistent pentru această temă de cercetare și propunerile pe care le vor face în continuare vizează acest spațiu geografic. Deci sunt ancorați pe zona Alba Iuliei și spațiul înconjurător. În urma cercetărilor bazate în mod special pe metoda carbon 14, s-au ajuns la câteva concluzii legate de Valea Gioagiului în epoca bronzului. For the Bronze Age in this zone, the early Bronze Age begins around 2700 BC and continues to about 2000 BC, at which point there is a change in cultural traditions and the Middle Bronze Age begins. Deci, până acum, pe baza datelor obținute, bronzul timpuriu, începutul epocii bronzului, ar fi undeva la 2700 înainte de Hristos și ar continua până spre anul 2000 înainte de Hristos, când ar începe perioada mijlocie a epocii bronzului. And then for the Wittenberg culture, which is the local culture in Transylvania during the Middle Bronze Age, that extends from 2000 BC until around, we project around 1200 BC, though the results from the new samples we have taken will allow us to pinpoint the precise dates. Deci pentru cultura Wittenberg, care este cultura reprezentativă a epocii mijlocie a bronzului în acest spațiu și de fapt în toată Transilvania, începuturile ar fi tocmai undeva în jurul anului 2000 înainte de Hristos și ar putea continua mai târziu decât s-a presupus până acum, undeva până chiar către secolul 12. Proiectul de cercetare arheologică român-american va fi aplicat însă și pentru alte zone, ca cele din jurul orașului Alba Iulia, Bărăbanți și Oarda. So far, I mean, if you look towards the old finds and use that as a guide to where we should be looking for new sites, the area around
Alba Iulia is extremely rich. Deci, privind la descoperirile mai vechi și, mă rog, în considerare ceea ce oferă acestea, zona, exact zona din jurul orașului Alba Iulia pare a fi o zonă extrem de promițătoare pentru viitoare investigații. Yeah, so looking towards the hill of Bilag, which is near Barbanț, looking to the south towards Oarda de Jos, there are several places in and around Alba that are extremely rich for this question, but it's something that it's a technique that could be applied anywhere. And as we found, any place we look at, we're probably going to find new and exciting information that we had no idea was there before. Deci, cred că ați înțeles, pentru că cunoaște deja geografia locală, tocmai zona, de pildă, a Bilagului, în apropiere de Bărăbanț, acest deal care ocupă o mare suprafață aici, este una dintre zonele de potențiale cercetări extrem de promițătoare, apoi zona Oardei, de asemenea, privind și la literatura mai veche, dar pe de altă parte însă spune că, sigur, există zone care n-au fost încă investigate, dar care aproape sigur oferă adică potențiale descoperiri extrem de interesante și ele vor rezulta doar după cercetările de teren. În privința rezultatelor cercetării de pe Valea Gioagiului, ele vor fi prezentate săptămâna viitoare la reuniunea arheologilor din Cehia.